Salutare! Nu te lăsa păcălit de aceste 7 trucuri noi pe care hoții de mașini le folosesc. Iată niște statistici deprimante. Aproximativ 1 milion de mașini sunt furate în Statele Unite în fiecare an. Țintele cele mai frecvente sunt Toyota, Honda și autovehiculele grupului General Motors. Hoții au recunoscut că aceste mașini sunt mai ușor de furat, iar piesele lor de schimb sunt la mare căutare. Ei bine, nu știu despre voi, dar eu aș vrea să păstrez Grand Theft Auto doar pe tărâmul jocurilor. Așadar, haideți să vedem ce trucuri mai folosesc hoții în zilele noastre și, cel mai important, cum ne putem proteja mașinile de furt. 1. Hoții de mașini au început recent să folosească această înșelătorie ingenioasă. În momentul în care există un eveniment public, o petrecere mare sau chiar și o zi plină la mall, infractorii fac un anunț prin intermediul unui sistem de adresare publică, cum că o anumită mașină le blochează mașina și nu pot pleca din parcare. Imediat ce proprietarul iese să mute mașina, un grup de indivizi deseori armați sunt pregătiți să-l acosteze. Ei presupun, și pe bună dreptate, că acea persoană deține cheia mașinii, așa că silesc victima să se urce cu ei în mașină, amenințând-o cu o armă. Cât despre deznodământul acestui scenariu, hai mai bine să nu ne gândim la asta. Așadar, iată ce poți face pentru a preveni o astfel de situație să ți se întâmple. Nu fugi imediat de la mașină și nu te duce singur. Nu te îndrepta direct spre mașină. Mai bine verifică de la distanță dacă mașina ta chiar blochează pe altcineva. În cazul în care ai confirmarea vizuală că blochezi într-adevăr pe cineva, verifică dacă există un șofer în mașina pe care ai blocat-o. Și te rog, ai foarte mare grijă când te apropii de mașina ta. Uită-te bine în jur! 2. Trăim într-o lume în continuă dezvoltare tehnologică. Tocmai de aceea, faptul că noua generație de hoți de mașini folosesc gadgeturi pentru a fura vehiculele. Nu mai e o surpriză asta. Infractorii accesează sistemele de închidere centralizată pentru a fura cele mai noi modele de mașini. Mulți hoți pun emițătoare radio speciale lângă ușile, ferestrele sau pereții casei proprietarului mașinii. Aceste transmițătoare amplifică semnalul venit de la telecomanda mașinii, care se află de obicei în casă, adesea aproape de ușa de la intrare. Iată ce fac mai exact acești hoți. Transmițătorul hoțului imită cheia mașinii și declanșează sistemul de blocare al mașinii. Sistemul de blocare răspunde automat și transmite un semnal către cheie. Cheia ar trebui să primească semnalul și să răspundă la el. Transmițătorul primului hoț direcționează semnalul sistemului de blocare către transmițătorul unui alt hoț, care stă aproape de casă. Iar al doilea transmițător, la rândul său, trimite semnal către telecomanda mașinii. Telecomanda mașinii trimite înapoi răspunsul corect, pe care transmițătorul îl amplifică și îl trimite înapoi către primul transmițător. Apoi este transmis către sistemul de blocare al mașinii. După toate acestea, ușa este deschisă și motorul este pornit. Astfel, îți poți lua la revedere de la mașina ta. Cum să-ți protejezi mașina de un astfel de furt? Dacă ai o mașină cu închidere centralizată, încearcă să obții opțiunea de dezactivare a semnalului radio. Poate preveni acest abuz al semnalizării cheii. Nu fi temător în ceea ce privește dispozitivele speciale care îți pot proteja mașina, cum ar fi un comutator de închidere. Acesta este un dispozitiv care oprește motorul, astfel încât este imposibil să mai pornești vehiculul până nu este dezactivat. Singura problemă cu comutatoarele de închidere este că nu le poți instala cu ușurință, așa că dacă nu ai niște abilități bune de cablare, cel mai probabil va trebui să apelezi la un mecanic. Chiar dacă hoții reușesc să spargă mașina, îi poți păcăli având un volan detașabil. Sigur, hoții de mașini sunt buni șoferi, dar nici măcar ei nu pot controla o mașină fără volan. Da, poți arăta puțin ciudat mergând la o întâlnire de afaceri sau la o întâlnire cu un volan detașabil în mână, dar nu e nimic rușinos în asta, doar îți protejezi copilașul. Da, știu, chiar arată ciudat. 3. Iată cea mai nouă înșelătorie care o să pună la mare încercare geniile în computere. Infractorii copiază și reproduc seria șasiului mașinii tale pentru a face o mare schemă de fraudare. Seria șasiului este CNP-ul mașinii, deci copiind acest număr, hoții creează un fel de clonă a autovehiculului tău. Cum folosesc acest număr? Există două modalități. În primul rând, seria șasiului este un număr unic pentru fiecare mașină. Așadar, hoții copiază acest număr de la mașini aflate în parcări, la fiare vechi, la dealeri auto sau chiar de pe internet. După aceea, ei pregătesc toate documentele necesare, precum și numerele de matriculare false. Apoi, găsesc o mașină similară și o fură. Odată ce înlocuiesc seria originală a șasiului cu cea pe care au copiat-o, sunt gata de plecare. Mașina nu o să poată fi considerată furată cu noua identitate. Iată și cea de-a doua modalitate.
Un hoț închiriază o mașină, apoi găsesc o mașină identică cu cea închiriată și îi copiază seria șasiului. Mașina închiriată primește noua serie de șasiu. După aceea, hoții dau spre vânzare mașina pe internet sau chiar într-un ziar, prezentând-o ca fiind mașina a cărei serie de șasiu au furat-o. Un client care nu bănuiește nimic, o cumpără. După câteva zile, hoții fură mașina de la noul proprietar. Îi redau seria originală a șasiului și o duc înapoi la închirieri. În același timp, mașina a cărei serie de șasiu a fost împrumutată e declarată furată. Proprietarul real este arestat și poate primi între 5 și 10 ani de închisoare pentru o infracțiune pe care nu a comis-o. Iar eu mă întreb, de unde naiba au indivizii ăștia atât timp? În regulă, dar ce putem face pentru a preveni asta? E foarte simplu, ține seria șasiului mașinii tale acoperită și nu dezvălui această informație decât dacă este absolut necesar. 4. O altă metodă prin care hoții se pot apropia de mașina ta este să se dea drept mecanici, de exemplu. Încep să lucreze într-un garaj, la un dealer auto sau la o spălătorie de mașini. Imediat ce observă un model pe care și-l doresc, munca lor s-a încheiat. Au cheia, nici măcar nu e nevoie să intre prin infracție. Ce altceva ar mai putea visa un hoț? Singurul lucru pe care îl poți face pentru a preveni asta este să îți duci mașina în locuri de încredere. Nu merge la servisuri aflate pe alei dubioase, doar pentru a economisi câțiva lei. 5. Dacă locuiești la bloc, atunci chiar trebuie să acorzi atenție următoarei scheme. Hoții declanșează alarma mașinii tale în mijlocul nopții. Tu, ca un vecin politicos și conștiincios ce ești, te simți inconfortabil să-i deranjezi și să-i trezești pe ceilalți, așa că îți dezactivezi alarma. Iar asta este exact ceea ce își doresc hoții. Acum, nimic nu-i va opri să spargă încuietorile, să pornească motorul și să plece cu mașina ta dragă. Pentru a nu cădea în această plasă, volanul detașabil și comutatoarele de închidere sunt o variantă bună. Sau prefăte că e surd și ignoră alarma. Ne pare rău, vecin. P.S. Îmi place opțiunea din James Bond de ejectare a scaunului. Ups, iată! 6. Am văzut până acum unele dintre cele mai complicate, întortocheate și destul de ingenioase scheme. Ei bine, următoarea este probabil cea mai simplă, dar totuși cea mai periculoasă, așa că ascultă cu atenție. Unii hoți așteaptă în jurul magazinelor alimentare sau supermarketurilor și își urmăresc prada, ca să zicem așa. Se furișează și fie îi cer cheia și fug cu mașina, fie răpesc proprietarul și cine știe ce altceva mai fac după aceea. Poți urma câțiva pași pentru a preveni astfel de situații. Evită să mergi la cumpărături seara târziu sau noaptea. Schema asta este folosită aproape de fiecare dată pe întuneric. Încearcă să nu mergi singur la cumpărături. De obicei, infractorii țintesc victimele vulnerabile. Nu parca mașina departe de intrarea în magazin. Dacă nu sunt locuri disponibile aproape de ușă, continuă să dai ture prin parcare până când se eliberează unul. Siguranța e mai importantă decât timpul. 7. Au existat de curând discuții aprinse pe internet despre o înșelătorie folosită de hoții de mașini. Este vorba despre schema cu moneda. Hoțul furișează în spațiul dintre ușă și mânerul ușii o monedă. Când proprietarul mașinii crede că a încuiat ușa cu telecomanda, aceasta este de fapt încă deschisă. Moneda împiedică încuietoarea unei uși să funcționeze. Imediat ce proprietarul pleacă de lângă mașină, hoțul nu are nicio problemă să deschidă ușa și să plece cu mașina. Ai aflat și despre alte înșelătorii pe care le folosesc hoții de mașini? Spune-ne în comentarii și nu uita să ne dai un like!